Bun, am ajuns aici la camion. Deci asta este tot cu o problemă. Hai să vedem. I-am scos gratia Haneman, că zic, bă, dacă o fi regină, sus, să coboare jos, să facă ceva. Îți dau catul jos. Ah, dar stai că chiar în cat, chiar în cat am pus o cușcă cu o botcă, parcă așa mi-aduc aminte. Am găsit și o botcă și am dat-o, zic, dacă nu are regină, să eclozeze botca. Ia să vedem. Deci, dacă ăsta o fi roit, eu nu știu, dar are albine destul. Uite aici am pus botcuța. Gata, m-a eclozat. He, 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 uite regina aici. O vedeți? Neîmperecheată. Are regina aici. Deci, o să-i pun niște albine aici. Mamă, ce-a eclozat. O frumusețe. Ați văzut ce metodă simplă? Deci, ca să îmi eclozeze aici, în cușcă, ca să mă eclozeze în cușcă, am pus botca aici. Așa, am scos botcuța, regina e acolo, deci e neîmperecheată. Asta o să o dau lui ăla de acasă, la care i-am luat regina împerecheată. Simplu, nu? Aici mai bag niște albine. Să ajungem până acasă. Hai, mă, intră acolo. Hai și tu. Hai și tu. Hai și tu. Da. Să le dau ceva de mâncare aici. Și gata, la familia asta avem aici regina împerecheată. Aici a stupat locașul, decât locașul mic are api fonda. O să mănânce și îi dă drum. Adică îi dă drumul. Intră la ea deocamdată, face cunoștință cu ea. Și o las aici în cat. Aici în cat are acces și albina de jos, că asta i-am luat gratia. Și gata. O să stea așa câteva zile, 2-3 zile. Văd cum se comportă cu regina. Nu mă risc să-i dau drumul. Încercăm să-i dăm drum. Așa. Suntem în 20. Să scriu aici ce număr este. 28. 28 azi. 20. Mai. Matcă în cușcă împerecheată. Bun. Așa, ce problemă mai avea? La numărul 1 am zis că are regină, dar nu prea o lua. Așa. La numărul 18 la fel, are regină, dar nu prea am văzut puiet. Nu știu de ce. Și numărul 27, să pun ramă de control și am pus. Ia să mergem la ea. Numărul 27.
Și gata. Uite așa. Se rezolvă problemele. Deci, numărul 27 e ăsta din colț de aici. Ăsta. Să iau catul de aici. Asta am pus ramă de control aici în cap. Să văd, își trage boci, să văd ce face. E posibil să avea regină neîmperecheată și nu știu. Așa, ia se vede. Se vede aici. Nu vrea să vede. Uite, ramă de control. Da, ăsta sigur a roit. Sigur a roit că văd eu, albina nu e îndesată cum o știam eu. Și ăsta mi-a roit. Ramă de control. Dacă a roit, îți dai seama, are regină neîmperecheată aici. Dar aia va ieși la împerecheat. Și se va pierde, că nu se mai întoarce ea pe camion înapoi. Așa se întâmplă. Deci uite, nu și-a tras boci. Nu și-a tras boci. De ce? Pentru că are regină. Dar e neîmperecheată și eu nu o văd. Atâtea rame de albina aia neîmperecheată se pitește, fuge. Uite, ramă de control i-am dat. Ce-a făcut? A căpăcit puietul. Nici o botcă nu și-a tras. Deci vă dați seama că are regină neîmperecheată aici. Și nu o vede. Ah, ce mă înțeapă. Stai, lasă-mă să iau regină. Regina împerecheată este aici. I-a stupat aici locașul mare cu un buretel, locașul mic poate să consume de acolo. Îl băgăm aici. Mă, ce rău e, mă, frate. Ți-am adus regina și tu înțepi. Uite așa. Ah, ce baga acu. Tu-și mă nasul. Așa, aici am luat gratia Hahnemann în caz de este regină în cat. Deci atenție, în caz de în cat este regina neîmperecheată, va coborâ, va ieși afară să împerecheze. Și nu mai nimerește stupul, că așa se întâmplă. Dar cum să zicem, merg la două capete, dacă aia neîmperecheată nimerește stupul și se împerechează și intră în stup și începe ouatul, văd ouat acolo, în câteva zile, 4-5 zile, 6 zile, nu? Bun. Dacă aia nu se mai întoarce, mi-o acceptă pasta care i-am dat-o eu. E greu, aia e treaba, durează o săptămână, dar altfel nu se poate rezolva. Eu ca să stau acum să caut o regina aia neîmperecheată în 20 de rame de albină, nu o găsesc și e foarte greu. Bun, îi punem catul la loc. Sigur că ăștia erau plini de albina. Uit. Mi-a roit 2 stup, deci. Ăștia sunt 2. Bun, și uite în felul ăsta, eu zic că am rezolvat situația. Va sta în cușcă regina aia acolo și la ăsta de aici va sta cam o săptămână, n-am ce să le fac. Asta e situația, fiindcă dacă dau drumul mai devreme, mi-o omoară. Adică, repet încă o dată, cam
ce s-a întâmplat în familie. Mi-a eclozat o botcă acolo, o regină dintr-o botcă. Matca bătrână a plecat cu o parte din albină și a rămas regina neîmperecheată în stup. Regina neîmperecheată ce face? Trebuie să iasă la împerechere. Și iese frumos pe aici, pe ordiniș, și când vrea să întoarcă, ea se dezorientează, nu prea mai știe unde să intre și poate să intre în alt stup. Și acolo, normal, cu o omoară albinele. Și stupul rămâne fără regină. Dacă stupul ăsta era jos undeva, se putea împerechea regina jos. Fiindcă acolo nimerește, e altă treabă. Dar pe camion, din experiența care o am, foarte greu să împerechează. Doar să pui niște semne, să fie avut aici, să-i fac dita mai indicatorul, să poată să intre ea unde trebuie. Dar asta e varianta cu, uite, doi stup din 3-6 s-a întâmplat la doi să roiască. Și ce pot să zic? Încerc și eu să rezolv situația. Deci reginele vor sta aproximativ o săptămână. Într-o săptămână, cu siguranță, regina aia va, normal, n-a roit astăzi. A roit poate în urmă cu 6-7 zile, adică normal, regina aia ori este în stup și trebuie să înceapă ouatul, ori deja nu mai este. Ori deja nu mai este, că nu s-a mai întors. Măcar să găsesc acolo că a început ouatul, regina elantă, și regina care i-am dat-o eu stă în cușcă, da? Că atunci o iau și fac un roișor de nou și asta e. Da, și o să mă întorc acum din nou la livadă. Asta e pentru începători, așa, ca să vadă cum se fac kilometri. Kilometri, tată. Să mă întorc la livadă cu această regină care este neîmperecheată. Au, ce frumoasă, mare și frumoasă. Și să facem acolo un roișor de nou cu regina asta. O să vedeți ce fac eu acolo, că ăla are puiet mult. Eu dacă îi dau regina asta, nu o primește. Dar îi aplic eu o metodă să o primească, știi cum? Să o pupe. Deci, după cum vedeți, eu am rămas aici pe locația asta cu rapița care s-a terminat și nu știu încotro să apuc. Fiindcă am două păduri de salcâm care nu merge încă. Am dus tot de control și nu merge nici într-o parte, nici în alta. Și încă stau pe loc. Uite albina, uite ce zbor mai are. Că nu mai are săracă la ce să zboare, uite. Trei albine zboară atât. Deci sunt deocamdată tot aici, cântarul e pe minus. Degeaba îi duc la salcâm, că și acolo e tot pe minus. Mai aștept. Uite, vine și bea apă săracă. Vine la apă. Bun, cam atât. O să fac o altă filmare cu regina asta care am scos-o. Cum o să repar acolo stupii aia doi care le-am luat reginele. Da? Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.